Hei, bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu. Hai să facem astăzi, că am mai multe idei pentru tutorialul de azi. Una ar fi să facem brăduț cu tacâmuri din astea de plastic, biodegradabile. Iar altă idee ar fi, stai că dăm deoparte tacâmurile, altă idee ar fi căsuță din chibrite și o steluță din foaie. Ia să vedem. Să vedem că dacă luăm un păhăruț, imediat, imediat. Așa, dacă luăm un păhăruț și avem două cerculețe aici la păhăruțul ăsta, și dăm cu creionul așa pe, să vedem dacă merge, da? Așa. Am dat conturul. Și acum mai dăm conturul și la cerculețul mic al păhăruțului. Scuzați. Acum trebuie potrivit păhăruțul fix pe contur. Așa. S-a intimidat creatorul. Și tăiem, ia să vedem dacă merge. E, de data asta mi-am pus aici ca suc Coca-Cola de-aia, fără cofeină, fără zahăr. Mai avem câteva doze. Să tăiem pe contur astea cerculețele. Bun, cerculețul mare și cerculețul mic, stai să îndoim foaia asta ca să scăpăm de ea de aici, asta care e cu de cerculețele. Adică, vreau să o tai de aici cu bucata asta de foaie pe care am făcut cerculețele ea. Așa. Și acum asta nu-mi trebuie. Așa, bun. O dăm deoparte. Ia să vedem aici cu cerculețele astea ce facem noi cu ele. Ei, că farfeca intră în cadru.
Așa, ia să vedem dacă... Dacă merge ce vreau eu să fac aici. Ne-am îndoit primul cerculeț și acum ia să vedem. Desenăm acum aici un desen. Tragem așa niște linii. Acum să facem și cerculețul mic. Ceva aici, pe fața de masă. Așa. Scuzați vocea mea dimineața. Foarfica, că acum avem nevoie de foarfecă, ia. Tăiem acum pe contură, avem grijă la, da? Când tăiem. Ce tăiem mai exact? Degetele noastre sau hârtia? Normal ar fi să tăiem hârtia, nu degetele noastre. Stai că acum pare că am complicat aici, am trebuit să aduc o forfecuță mai micuță. Hai să vedem dacă nu mă descurc cu forfecuța asta. Grijă mare, da? Nu ducem, nu ducem tăietura până în capăt. Uite așa. Că sunt și eu curioasă să văd dacă iese. Desprindem cu grijă aici astea. Tăieturile micuțe și dăm deoparte. Același lucru facem și la cerculețul ăsta mare. Tăiem pe conturul ăsta din interior. Da, se vede acolo la voi. Bun.
Eu am și forfecuță de aia mică de la setul de unghii, dar am zis că să lucrăm întâi cu asta, cu farfeca mare. Trebuie prinsă toată hârtia, da? Că și cea de dedesubt. Că ușor, ușor facem noi treaba, că nu trebuie să ne grăbim, că atunci nu mai iese dacă ne grăbim. Aici o luăm pe latura asta, așa, nu? Le-am luat prin răsucire. Le-am scos pe toate prin răsucire. Aici avem un triunghi, ia să vedem. Cum tăiem noi triunghiul ăsta? Tot așa, prin răsucire. Iată formele, rezultate. Trebuie să facem curățenie la locul de muncă. Adunăm bucățele de astea mici, că apoi dacă nu le adun eu cu mânuța, pot să bag aspiratorul, dar mai bine le adun eu cu mânuța, dacă se poate. Ia să vedem ce am realizat noi aici. Și ioi, ce drăguț! Vă place? Super fain! Asta a ieșit din cerculețul ăla mic. Așa. Și acum, din cerculețul mare, ta-na! A, uite cât sunt de drăguțe! O steluță mai mică și o steluță mai mare. Foarte drăguțe sunt. Vă plac? Ia uite. O steluță mică. O steluță mare, pardon, și o steluță micuță. Cât sunt de drăguțe! Nu vă uitați la niniile mele din palmă, da? Așa. Bun. Deci aici am terminat cu steluțele. De că mai vreau să facem. Să facem o încercare, da? Nu știu dacă iese cum iese. Acum chiar nu știu. Facem o încercare. Astea sunt bune pentru căsuțe. Nu știu, încercăm, da? Nu știu dacă iese și ce iese mai exact. În sfârșit, hai să le așezăm bețișoarele astea așa. Doamne ajută să iasă. Bețișorul ăsta îl punem aici așa. Și bețișorul ăsta aici așa. Bun. Până aici totul în regulă.
Mai departe, când tremură și mâinile. Să vedem până unde putem lucra. Stai mă, că mă încurcă farfuria ta. Așa, nu pot să lucrez aici prea bine. Bun. Nu știu, nu știu, încercăm, încercăm și vedem. Vedem ce e, cât putem pune. Da, ia stați așa, dar dacă punem, că acum mi-a venit ideea, să punem aici jos, să îmbrăcăm tot ăsta, ia. Stați așa, că ne jucăm noi cu bețișoarele de chibrit, uite așa, pac. Odată și odată punem așa. Și acum, dacă punem, facem fundația. Nu merge? Nu stă? A, naibii fundație, că nu vrea să stea. E, atunci luăm bețele alea de chibrit. Așa, și așezăm așa ușor. Uite așa. 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 Mai merge, mai merge. S-a clătinat. Mai nu știu, încercăm și vedem și când, cât putem face. Acum că s-o clătina, asta este, ce să facem? Deci aici avem bețe dintr-o cutie, da? O singură cutiuță de echibrite. Bă, câte bucăți sunt într-o cutie? Uite că nici nu le-am numărat. A, 36 plus minus 4 bețe de echibrit. Deci o cutie conține 36 de bucățele de astea micuțe plus minus 4 bețe. Ne? Am aflat, deci. Așa. Am la cutii de astea de chibrite. Bun, așa, mai departe. Uite, bă, că s-a ridicat, bă. Știți până unde e? Dar e că voi nu vedeți prea bine. Uite, vă pun ce să pun ca să măsurăm. Dar ușor ca să nu dărâmăm construcția. Deci, punem furculița și este până aici, da? Uite, până aici e. Așa. Stai că ăsta
punem așa, alternând. Un băț îl punem în capătul celălalt, uite așa, hop, dai-mă așa. Și un băț l-am pus cu capătul aici, apoi îl punem cu capătul aici. Așa. Un băț îl punem cu capătul aici, a fost cu fără, și noi punem cu capătul colorat, cum ar veni. Astea de la Mega Image sunt pe maro. Asta de la supermarket. Uite că au și desen de ăsta al Ahold del Haize. Partener. Băi, eu nu știu să mai merg cu asta, mie mi-e frică. Mi-e frică să nu se dărâme construcția. No, ce facem acum? Mai continuăm? Ha? Voi ce spuneți? Mi-e tare frică să nu stricăm construcția asta. Ia stați așa. Acum asta este, se strică, se strică. Da, măcar am încercat, da? Stai că vreau să schimbăm sensul și... Mă, nu știu cum să fac acum, că... Din aproape în aproape trebuie să... Punem din aproape în aproape. Tati, uite ce am făcut aici, tati. Aude, ce ai făcut acum? Ai, uite și ce fac și aici. Din aproape în aproape trebuie Dacă te joci cu chibriturile, să înțeleg că în curând se vor auzi sirene de pompieri. apropo, știi câte bețișoare de chibrit avem aici într-o cutiuță? Nu, cred că scrie pe ea. Bă, da, 50-100. A, nu mult, cât ai zis, mai puțin. Serios? Da. Câte sunt? Ca idee, cât da, cât Păi zici? ți-am zis deja. Mai Eu aș zice între 50 și 100. puțin de 50. Da, pe bune, 30 atunci. Da, 36 plus minus 4 bețe de chibrit. 36, interesant. Da. Și acum Deci 36. încercăm să facem din aproape în aproape. Bă, deci dacă se clatină construcția cer să fac acoperișul. Mă, mie-mi-e frică. Mie mi-e frică. Și poate paharul ăsta că nu, pare curat și l-am găsit așa. măi, ăsta a fost de model pentru steluță. Cum adică de model pentru steluță? am desenat circumferința mare și circumferința micuță. Ia uite la ce folosește paharul. Da, și am făcut cele două steluțe de acolo. Și acum încerc să fac aici o construcție. Din aproape în aproape. Hop! Ia să vedem. Mai mie mi-e frică să mai pun bețe. Păi am zis că creatorul și-a adus și el sucul aici.
Fii atent câte cutiuțe am pregătit eu pentru tutorialul. Deci, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte cutiuțe am adus. Că, și cu asta din care lucrez, 8. De ce e tutorial de piromanie? 4, 6. Ce? Tutorial de piromanie. De chibrite. Ahol Delhaize. Partener mega imaj. Da, ai nu mai zicem. Hai să încheiem construcția aici. Șeful, dacă vă uitați la clipul ăsta, iau tăți ce fac cu bețele. Păstrez de câteva și pentru motor și eu păstrez o sticlă de benzină. Dacă vă uitați, șeful, la clipul ăsta, uitați ce fac eu aici din bețele astea de la dumneavoastră din magazin. Că e abonat la mine. Ai ca așa ceva, n-ați mai văzut, nu? Nu mișca! Nu mă mai mișca, du-te-n cola mea! Pică construcția! Care te bilipite, nu trebuie să stai doar așa. Păi ba nu, căci că așa stă. Pe cum să stai așa? Nu stai stă, așa. Ba da, stă. Nu stă, dacă eu am mișcat un pic deja, s-au mișcat alea. Nu, că s-a mișcat. În ce fel stau? S-a mișcat bețișorul. Nu trebuie lipite sau cusute sau... Prin așezare stau așa. Sau altul trebuie să fie prinse. Prin așezarea lor. Ce așezare, mă, că dacă suflu zboară toate alea pe masă. Dă seama că nu o să stea așa. Ei, doar așa de... Stai așa, nițel, că... Miau! Miau? Și acum pică tot. Hai, mă, că s-a mișcat ăsta. Ai văzut cumva vreun idiot pe internet care spunea că e suficient să le așez așa și stau? Stai, mă, stai să încerc și eu. Am văzut că nu știu cum faci, dar dai peste toți idioții internetului. De fapt, e plin de idioții, normal că dai ușor peste ei, nu? E mai greu să dai peste unul care e sănătos la cap. Bă, ăsta nu vrea să stea aici, bă. Nu mai mișca. Nu mă mai mișca. Deci vreau că îți scrie solidă construcția ta. Pentru de ce să nu mișc? Până nebețișorul ăsta al naibii dacă vrea să se așeze. Pătru, de ce nu vrei să te așezi, mă? De ce nu folosești lipiciul ăla pentru copii mici pe care l-ai cumpărat? Nu lipește. A, da. Ai, gata, că l-am pus. Poate că când zic lipici pentru copii, se referă la faptul că se lipesc doar copiii cu el. Nu că lipește altceva. Nu, e lipici pentru copii, adică să lipești copii. Stai, mă, că nu mai pot să fac încheiere acum aici. Așa e, deși noaptea anunții. Da. Lasă că faci încheierea cu altă ocazie, nu intra zilele în sac. Păi... Data viitoare faci încheierea. Păi nu, că trebuie băgat bețișor pe exact, aici și așa. Da, și faci încheierea, da. Ia, stați așa. Ce bași bețișorul pe acolo. Stați așa, să dăm jos câteva din ele. Da, mai întâi te dezbraci și apoi faci încheierea. Ai, nu, cum să facem asta, Doamne ferește? Dă-mi jos câteva. Nu ne dezbrăcăm. Și? Și chestia ăștia, pun mai nouă apă plată la doză.
Ce pornește acidul ăsta Da, de la apa plată? dacă pică construcția. Înseamnă că n-ai făcut-o bine. Să înțeleg că ai urmărit un tutorial de-a lui Dorel. Cum să facem o construcție solidă. Măi, eu nu pot să fac acoperiș acum. E să ne mai documentăm. Să bă, Dorele, merge cu construcția asta. Ne bețuim și ne mai cu talent. Nu, bă, că nu pot reuși să... Vezi că a luat-o într-o parte, bă, Dorele. Ia, a luat-o casa într-o parte, da. Pune bolobocul ăla, vezi că... Ăla nu-i bolobocul, aia e sticla de țuică, pune bolobocul. Ia stai, mă, că a luat-o construcția hăisa. Măi, cum să fac să pun eu acum acoperișul, ha? Cum pot eu să fac eu? Cum pot eu să fac eu? Auzi, dar dacă pun așa, uite așa. Așa, ha? Nu știu, încerc și eu mai multe variante. Așa zici și Angie. Da. Dar nu se mai oprește din încerca variante. Da. Cer și eu mai multe variante și văd care e cea bună. Mhm. Vreau și tu, rog, să găsească. Tot încearcă și încearcă variante. Da. Ei, da, acum... Cum pune? Da, mai stai o leacă aici, unde pleci, ca să ne mai distrezi. Păi mă duceam la lucru. Faci și tu o pauză mică. Fetița! Ce faci, mă? Uite, pot să filmez creatorul dintr-o parte ca să... Înțeles, stai telefonul dincolo. Trebuie să-l aduc de acolo. Ca să vezi ce concentrare să băgăm. După aceea se vede masa asta de gospodină. Poate ar fi mai bine să nu filmezi. Că sunt toate puse grămadă. Da. Zici că a fost un cutremur și s-au răsturnat dulapurile pe masă. Da, au picat șervețele. Ce-i aici pe măsuța asta? Pisi, pisi. Măi, eu nu pot să pun... Măi, eu las așa acoperișul. Uite, o să pun aici așa. Și mai băgăm un bețișor aici. Așa. Haide, bă, că am reușit până la urmă să fac ceva, a? Nu? Important e să nu plouă. Măcar ne distrăm și noi, nu? Da, să știți că e foarte sigură construcția, adică dacă vine ploaie așa, așa, mai pică pe acolo un pic un strop așa. Ia să vedem acum.
S-a clintit ăsta o leacă. S-a clintit și asta o leacă. Nu sunt olteancă, dar îmi place să vorbesc așa. S-au clintit bețișoarele astea din... Ăsta al doilea nu stă prea bine. Mai important e să stea așa un pic, da? Adică nu vă imaginați acum că o să iasă o construcție 100% sigură, pentru că e din bețe de chibrit, da? Adică la ce să ne așteptăm? Ia să vedem câte mai punem pentru a continua acoperișul. Deja s-au strâns aici foarte multe. Deci deja am folosit pentru această căsuță două cutiuțe, da? Așa, și acum ca să punem așa cumva. Păi numai că ia, mai punem sau? Am ajuns până sus. Și acum punem bețișor lângă bețișor ca să facem încheiere la acoperiș. Asta e o leacă strâng bețișorul, e mai bine să-l dăm deoparte, că am nevoie de bețe drepte. Asta îl putem pune la urmă.
Uite, mă, că am făcut și acoperișul, mă. Cine zicea că nu reușește puiuletul să facă acoperiș? Gata. Uite, și acum să vă arăt, că pe ăsta nu l-am mai pus. Să vă arăt și cum a ieșit construcția. Imediat să luăm telefonul de aici, de pe trepied. Iată și construcția pe care am făcut-o. Deci am folosit pentru această construcție două cutiuțe de-astea, da? Uite-le. Două cutiuțe au fost necesare pentru a realiza această căsuță care o cam ia într-o parte. Dar măcar ne-am distrat. Iată că se vede, se văd degetele în umbră. Măcar ne-am distrat, nu? Și până la urmă a ieșit și ceva cât de cât care să stea. Sper să vă placă căsuța puiuletelui din chibrite. Ok, bye bye!